care a luat profit, care m-a scurat. Folosiți oportunitatea asta, fie în noutăți, plasați ordinea mânați. Câți dintre voi plasează ordinea mânați în noutăți? Așa, sunt câteva. Plasați buy stop, sell stop, fiindcă este o oportunitate foarte bună. În ultima perioadă, petrolul scade foarte mult. Din ce motiv? Fiindcă, adică ne apropiem de o recesiune, intrăm într-o recesiune și mulți se gândesc că toți mai au probleme nevoie de petrol și de asta el scade. Acum se întreprind niște măsuri, anume, vor OPEC-ul, vor să reduc volumul de extragere a petrolului pentru ca să ridice prețul. Și ei deja extrag cu 3,5 milioane de barili pe zi mai puțin ca înainte, anume pentru ca se întărească petrolul. Ce țin de petrolul rusesc, ei deja acum au venit cu noutate că de anul viitor vor să extragă 6% mai puțin din cauza anume aceste sancțiuni. Să extragă petrolul cu 6% mai puțin. Dar dacă se implementează și a 6-a pachet de sancțiuni, asta deja va afecta și mai mult. O să extragă și mai puțin. Deci cam discurs cam asta este. Ce soluția vreți să te rugi apropo? Ce ține de export de petrol? Unde au export în cantități mai mari acum? În China. Da? Și care este răspunsul Rusiei către Uniunea Europeană? Da? Dacă ei implementează al 6-a pachet, Rusia ce fac? Ce au amenințat? Se închide gazul, da? Deja oficial astăzi au fost, bine, se vorbește despre faptul că sunt niște reparații acolo la cele două condiții. Ok, da, aici e de discutat. A fost într-adevăr așa sau este totuși o manipulare, da, din partea a Rusiei? Dar care este rezultatul? Până la urmă, ați văzut recent, dacă ați spus de petrol, a fost prelungită conducta cu China și ține de livrarea de gaze. Și ce face Europa în cazul dat? Și de unde se iei gaze? Stă în glem. America și... Ce soluție a găsit Germania? O să încheie contact cu alții. Exact. Deci Germania, da, a fost, este țara care a propus, da, ca livrările de gaze să vină din Emiratele Arabe Unite. Ceea ce duce la... Bine, este ca o soluție pentru Uniunea Europeană la momentul dat, pentru că altceva practic nu au ce... Dacă s-a apropie. Dacă s-a apropie, evident. Dar cheltuielile pentru livrare vor fi? Adică prețul oricum o să rămână mare, chiar dacă o să... Da, dar cel puțin o să rezolvi problema, da? Livrări. Sperăm că o să fie până la urmă, da? Ok. La ce duce totuși criza energetică, în primul rând? Ce efecte aduce pe piață? În general. Ok, încă? Crește prețul înseamnă că crește și ce? Cererea. Și? Cine a spus că e inflație? Crește prețul la energetică, în primul rând. Dar energetica este ce? Cea care cauzează, în primul rând, inflația, da? Care este situația cu inflația la momentul dat în Uniunea Europeană? Haideți să ne ducem în Uniunea Europeană și după asta discutăm și în lumea în care, da? Care este indicele care publică, care reflectă inflația? Cunoașteți? Europa. Da, în general. În general. Ce este care reflectă inflația? Indicele prețului de consum. Anume, el este un indice care arată în general prețul la produsele care noi le consumăm. Adică, în general, arată reflectă prețul la produsele de consum, plus la asta reflectă și inflația. Adică dacă crește inflația, evident crește și prețul, crește și produsele. Și adică, într-un final, acum, mai înainte, acest indice, nu atrageam atenția, fiindcă nu făceam mare lucru. Piața, când se publică acum, în ultima perioadă, când se publică anume indice de prețul de consum, are mișcări foarte mari. Cum mai mari chiar și ca rata de referință la moment, cum ești NTP-ul, tot. Asta e ultima perioadă din cauza că suntem toți afectați de
Dacă vorbim despre energetică, da? Ca să închei gândul cu energetica, deci petrolul, gazul, practic fiecare companie, da, fabricile, uzinele ce folosesc? Folosesc energetica în procesul de producere a bunurilor, da? Și de asta și crește și prețul la aceste bunuri, pentru că cheltuielile sunt mult mai mari decât erau înainte, da? Și asta este cauza pentru care acest indice al prețului de consum, în ultima perioadă pe piață, care o să vă arătăm și la grafice, își are un efect mult mai mare dacă vorbim despre începutul anului, de exemplu, 2022. Și acum o să vedem cum 13 septembrie a fost ultima publicare a indicului prețului de consum pe dolar american. Am prins undeva mișcarea aceea? Să nu vă amintiți. Haideți, domnul Nicolae, să vedem la grafic. Am prins? Sau nu v-ați dat seama care? Nu. A fost foarte frumoasă, da? Acolo și o să vedem pe ce efecte au avut pe dolar și pe indicii bursieri. Cineva transacționează pe speech and speech? Da, mi-ați. Gata? Restul? Restul până ați dat. Până ați dat, ok. Ceilalți? Iată ce este pe speech and suite. Iată, într-un minut. Într-un minut, 30 septembrie, a fost în jur de 10.000 de puncte. Și timp de 4 ore a ajuns chiar și la 22.000 de puncte. Deci dacă să luăm o lunare H4, a fi sănătoasă, destul de sănătoasă a fost. Da? Asta este într-un minut, adică la publicarea noutății. Da, ca să vă dați seama ce efect a fost atunci pe indicele bursier. Ok. Și de asemenea și pe valute, da? Că erau traderii care veneau la practică, da? Ei încă nu cunosc tare multe despre piață și au venit și parcă aveam o tranzacție în plus și când am ajuns la practică, da, mai era în minus. Evident, am explicat atunci, am intrat în detalii ce înseamnă acest indice și ca recomandare să trageți atenția în continuare, da, pus la acest indice pentru că el este un destul de interesant. Da. Asta este pe cel dolarul, tot montate pe prețul indicelui de consum. Da, vedeți care este destul de sănătoasă lunarea, da? Aceasta este USDX. Ok. Și care sunt măsurile care le întreprind băncile centrale pentru a lupta cu inflația? Să majoreze rata de referință. Și v-am întrebat înainte de asta, care este totuși rata inflației în zona euro la momentul dat? Cunoașteți? Aproximativ o cifră. 8? Ce? 9 era mai mult. 13. Nu, nu chiar așa departe. Nu, la moment este 9.1. Dar la ultima sesiune a fost publicată 9.1 rata și a fost o majorare, da, față de luna trecută, dar pentru că indicele prețului de consum ce înseamnă? De fapt, este o reflectare a lunii precedente, adică cu cât s-a mărit față de luna precedentă. Da? Și respectiv, băncile centrale, cum spuneam, unica soluție la momentul dat este care? Să ridice ratele de referință. Acum o să vă întreb, ratele de referință le-ați reactualizat, le cunoașteți? Mai dați tot timp de la dânsă, când spun. Așa. Pe dolar, da? Pe liră și pe euro, așa? Ok, bun. Domnul Nicolae, vedeți să ne arătați ceva la grafic? Da. Haideți. Care este rata de referință pe la Banca Europeană? Nu știu. E 1,25, da? Dar o să discutăm pe parcurs despre euro. Ok. Da? Pune grafic. Nu? Ok, bun. Ca să ne ducem în istoric, pentru că tema noastră funcționă. Istoria se repetă, da? O să ne întoarcem în trecut, nu foarte îndepărtat, dar o să explic. Vedem aici, de-a lungul timpului, cum s-a schimbat rata de referință pe dolar american. Da? Din 1983, ne permite graficul dată, și până în anul 2022. Dacă facem o comparație,
Acum încă e destul de mică rata, da? În anii 80, vedeți foarte bine, aici în 1984 era la 11%. Din ce cauză? Deci, știți care parcursul anilor 60, ce s-a întâmplat în Statele Unite? Era războiul rece, da? Au fost multe conflicte, războaie, Vietnam, Afganistan, ce mai fost, Siria, Irakul. Toate aceste războaie au dus la ce? La mari cheltuieli. Și respectiv, cel mai mult se cheltuie în timpul unui război? Banii și energetică, petrolul, nu? Petrolul. În anul 1980, mai exact, a fost acea criză petrolieră, care domnul Andreev a spus la început de lecție, când acel Paul Tudor Jones a făcut o prognoză, da? A făcut o estimare. În 1929, ce s-a întâmplat? Știți despre criza mare economică din 1929? Okay? Marea depresiune, da, mai este cunoscută, da? Și mai departe, ce a urmat? Deci, în 1980, iarăși, a fost o situație în care petrolul era de 4 ori mai scump. Da? De 400% s-a mărit prețul la petrol, deoarece foarte mulți, foarte multe resurse au fost cheltuite pentru acele conflicte militare. Da? Și ce s-a întâmplat cu inflația atunci? Cum credeți? Dacă au fost nevoiți să majoreze rata de referință chiar până la 11-50%. Au crescut, da? A fost una dintre cele mai mari rate ale inflației din istoria Statelor Unite, mai exact 14%. Care este norma în Statele Unite? 2%. Pentru dânsi asta e normă. La noi dacă e 35%, e ok, da? La dânsi 2% deja e prea mult. Nu-și permit, corect. Pentru că asta stagnează ce? Economia. Dar pentru americani economia este sfântă, așa? Ok. Și măsura care a luat-o în acel an 1980, pe parcursul anilor 1980, după acea criză economică, a fost ridicarea ratei de referință. Și aici foarte bine se vede, da? Cum am majorat până la maxim 11,50. Așa. Efectul care a fost? Dar dacă se mărește brusc rata de referință, ce se întâmplă cu economia? Scade, da? Atunci acel Paul Tudor Jones a deschis o tranzacție de sell pe SP500. Și toate fondurile de investiții, da, toate companiile pierdeau bani, însă el până la sfârșit de an și-a fixat o profitabilitate de peste 400%. Da? La început nu prea a vrut să spună secretul, mai târziu l-a publicat, deci mai este cunoscut el pentru, a fost supranumit ca prorocul vinerii negre, da? Pentru că nu știu dacă este coincidență sau nu, dar și în 1929 a avut loc, în septembrie 1929 a avut loc acea mare depresiune și în 1980, când a avut loc căderea pe piețele bursiere, de asemenea, a fost septembrie 1980-83, da? Au fost mai multe. Și pe parcursul anilor ce au mai făcut Fed-ul? Iarăși au continuat cu majorarea ratei de referință. Ok. Dolarul, ce s-a întâmplat cu dolarul? Dacă putem? Nu? Dacă se majorează rata de referință, ce face dolarul? Devalorizează, da? Nu spunem de indiciul dolarului, dar despre dolar, ca monedă, da? Ok, bun. O să discutăm mai departe despre Japonia, da? Care a profitat din plin de această cădere pe dolar american. Dar haideți să mergem mai departe. Deci ce s-a mai întâmplat pe parcurs? Deci, dacă vorbim despre anul 2001, da? Ce s-a întâmplat în anul 2001 în Statele Unite? Atentatul. Nu, mai devreme. Nu vorbim despre atentat. 2000, criza dot-com-ului, nu? Nu știți ce trebuie. Dot-com-ul a fost una dintre cele mai mari crize din Statele Unite. Bine, ca reflectare pe grafice, da, vedem că a avut un impact aici. Am încercat să reducă iarăși rata de referință până la un nivel mai jos, însă această criză i-a făcut pe americani să ridice iarăși din nou rata de referință. 94,
Mai sus, domnul. Vă lai până la... Ok. Și această criză i-a făcut pe americani... Ce fac americanii când are loc o criză? Cum rezolvă ei problema? Păresc bani, pentru că au mașinăria asta, da? Și le permite să părească tot mai mulți și mai mulți bani ca să introducă în economie. Pe perioadă scurtă, asta rezolvă probleme, corect? La perioadă mai lungă, ce se întâmplă? Crește inflația, așa? Ok. Și din anul 2000-2001, când Statele Unite au fost nevoite să reducă ratele dobânzilor, pentru că cât e mai mică rata, cu atât economia începe să funcționeze, da? Și după această mică cădere pe piețele bursiere, era nevoie să stimuleze creșterea economică, așa? Și ce s-a întâmplat mai departe, parcursul a 5 ani de zi? Ok, și piața imobiliară mă interesează. Ce s-a întâmplat? Toți au început să investească în imobiliare. De ce? Pentru că casele au devenit mult mai ieftine, da? Accesibile, da, mai corect, accesibile, corect? Toți au început să cumpere, să investească în imobiliare, pentru că asta este o piață sigură, da? Cum credeau majoritatea atunci, o piață sigură care este în permanență creștere, da? Din anii 97 și până în 2006, deci undeva au crescut cu 152%, da? Valoarea imobilului. Și oamenii când vedeau că vecinul meu își cumpăra casă, dar să-mi cumpăr și eu, pentru că asta este o piață sigură. Da? Și ce au făcut, ce făceau atunci companiile imobiliare? Dădeau la tăți casă. Apartamente, casă, da? În credit. În credit? În credit. Evident, americanii tot cumpără în credit. Ei nu cumpără direct, se investează cu 100 de mii sau cât, 200, 300 de mii, da, un milion. Ei tot cumpără în credite, da? Pentru creditele, vedem cum sunt Statele Unite, da? Respectiv, piața imobiliarilor a ieșit de sub control, mai exact, da? Vă amintiți de filmul acela despre The Big Short? Da? Ce, acolo se reflectă o parte din evenimente din Statele Unite, da? În acea perioadă, când câțiva traderi au analizat că piața urmează să se prăjească. De ce? Pentru că casele erau prea accesibile, da? Imobilul era deja prea accesibil și se dădeau fără o reglementare din partea guvernului. Da? Tot companiile practic făceau ce vroiau. Respectiv, ce s-a întâmplat mai departe? 2007. Marea criză economică, așa? Marea criză economică reflectată aici, da? Aproximativ, atunci era o rată de 4,75. Mai departe, după acea cădere a pieței imobililor, ce s-a întâmplat mai departe, în 2008? Băncile nu au mai putut să-și recapite banii de la oameni, așa? Nu. Efectiv, oamenii nu aveau ce să achite aceste case, da? Și soluția magică al Fed-ului care a fost? Sau al Guvernului Statelor Unite, care a fost? Să micșorez rata de referință. Aici se vede foarte bine, da? Că au micșorat-o treptat, da? Nu au făcut o mișcare bruscă, dar încet, încet. Deci aici e octombrie. Aici e octombrie când a avut loc căderea. S-au închis... Au falimentat banca Lehman Brothers, una dintre cele mai vechi bănci din Statele Unite, da? Cu o reputație destul de mare, dar n-a putut să reziste acestei crize. Respectiv, una dintre soluții, într-adevăr, este rata de referință joasă, 0,25, care vedeți că s-a menținut foarte, foarte mult timp, da? Până în 2016. O să ajungem și acolo. Dar încă, care soluții au mai găsit guvernul? Iarăși spărească bani, pentru că asta este soluția care o găsesc întotdeauna americani. Este specific cumva asta pentru ei, da? Și au introdus în economie numai puțin de 700 de miliarde de dolari. Ca să mențină economia și băncile lor de bază, da? Ca ulterior lucrurile să meargă de la sine. Ok.
Domnul Nicolae, vreți să ne arătați ceva? Da. Cele tensiuni între Iran și Statele Unite, m-am gândit, sunt petroliere. Da. Da, mai fost o situație când economia, de asemenea, a avut de suferit și odată în anul 2016, pe 10 martie, și, nu știu, coincidență sau nu, dar japonezii tot în 2016, 1 ianuarie, și-au redus rata de referință la minus 0,1, la Banca Europeană a rămas nemișcată, practic, 6 ani de zile, deci e vorba despre 10 martie 2016, când a ajuns la 0. Și mai departe, deci, următoarea majorare când a avut loc? În iulie 2022, da? Deoarece inflația în fiecare lună creștea tot mai mult și mai mult. Deci dacă a fost publicat undeva, primul involv a fost atunci când a fost publicată o rată de 7,4 și a dus, a fost primele tensiuni atunci cu gazul, la Nord Stream-ul, când a fost închis din punct de vedere că se fac lucrări tehnice, vă amintiți despre Nord Stream 2. Da, e cel din Canada. Și, ulterior, deci, parcursul, până atunci, parcă totul era sub control, însă au mers la o majorare de 0,5 chiar a fost prima majorare. Și, la momentul dat, recent, a ajuns până la cât? 1,25. Da. Eu s-a anunțat că ridică rata de referință pe 21 iulie. Așa. Normal. Euro, trebuie să crească cumpărat de față de euro, fost scad. Pe perioadă scurtă el crește. Corect? Pe perioadă scurtă, ce face valuta la majorarea ratei de referință? Crește. Și pe perioadă lungă, scade. Dacă vorbim de euro. Dacă vorbim de euro. În paritatea euro-dolar. Da. Așa. Dar a fost care rate de referință și la dolar. Cum al dolarul pe zi. Poftim? Dolarul? Vă referiți că a fost Nu, atunci, eu întrebare, 1% la asta nu mi-e clar și eu multe ori am întrebat. Da? Doar așa zice, teoretic când spun, când se ridică rata de referință, perioada scurtă se ridică valuta. Imediat pe apoi valuta se ridică rata. Da, da. Dar de ce în cazul dolarului s-a întâmplat total diferit? De ce? De ce se întâmplă asta? Haideți să vedem. Pentru mine e o dilemă. Haideți să vedem tot împreună, da? De ce se întâmplă? Pentru că după fiecare sesiune, după fiecare publicare a ratei, ce se întâmplă? Are loc discursul lui Jerome Powell, da? La ora 9. La ora 9 e rata și la 9 jumătate iese Powell și mai vorbește acolo ceva, da? Nu prea, nu știu, cum voi, dar nu mai ai timp să te uiți acolo jumătate ceas și mai vorbești Powell. Dar dacă uiți pe graf, și-ar fi clar. Da, și nu trebuie să mai intri în multe detalii, da? E destul să analizezi graful. Respectiv, de ce are așa efect asupra indicelui dolarului, da? În cazul dat. Pentru că Powell, de fiecare dată, la fiecare sesiune, ce spune? Gata să fie. Nu, împotrivă. El spune că noi suntem gata să mărim în continuare rata de referință, numai ca economia să vină la cele 2% care noi ne le dorim. Și de fiecare dată efectul este care? Este la noutate sau totuși la, dacă ați văzut în ultima perioadă? Se publică noutatea, oscilațiile sunt așa, mai slabe. Da, așa, parcă vrea să crească, parcă vrea să scadă. Dar când ies Powell și când vorbește, sau cum ar fi Powell, trec. Ok, nu contează. Efectul? Deodată se simte când ai văzut discursul. Discursul lui și influențează în capul diferit. Exact. Deci, dar până acum nu era tot după arată de referință ieșă de Audi Paul și vorbea? Da, exact, doar că... Nu, eu zic, mă, dar în istoria. Da, nu era situația care e la moment. Eu de asta spuneam ceva timpul urmă, că istoria repetă, dar mai sunt și momente genul ăsta. Când sunt în istorie, eu tot timpul am analizat ca dolarul, da? Cum reacționează el la rata de referință. Pentru că tema de astăzi, care răspunzi că e fundamentală, da? Pentru mine era o chestie, eu încercam să o înțeleg, cum el influențează. Și am analizat. E ca chestia de vară, cum s-a întâmplat cu dolarul, pentru mine, eu m-am așteptat total la altceva. Eu sunt prins total altceva. Ați atras atenția la ce a spus Paul atunci, vară?
ce a spus dumneavoastră acum? Că e gata să ridice așa. Adică numai, anume vorbele astea lui o întors-o invers? Exact. Asta ce înseamnă? Că eu dacă depun bani acum la bancă, dacă trid cu cât era acolo? 2,50. Da. Rata 2,50 eu îmi... Nu eu, dar persoană. Însăși, da? Depune banii cu rata de 2,50. Apoi, dacă se mărește rata, ce fac? Eu scot cu 3,25, corect? Asta este. Investitorii doar... Deci, eu înțeles că, da. Când ești în locație, investitorii se duc. În caz, exact. Se crește rata, respectiv, e cumpără. Dar crește rata, nu deja care. Eu așa am știut cu investitorii. Da, așa și este. Dar da. Eu nu aș corecte, să nu corecte. Că noi așteptăm, e când se comandurarea ratei, până așa. La 4, așteptăm, dar eu duc în său. Păi ai spus ordeam, noi și oricum credem. Nu, noi oricum ca trader câștigăm, nu contează și partea să duci în sus sau jos. Eu am câștigat și cu participare și în partea asta. Nu asta. Pentru mine, tehnic, graficul mi-ar arăta crește. Da? Tot arăta corecții, tot astea. Așteptam noutățile, dar și prognozele pe noutăți toate arătau la altceva. Și e clar, eu m-am orientat în direcția după prognozele care vedem și care tot timpul funcționau. Acum, își noutatea, el copul e invers. Nu, ok, s-a rotat la asta, s-a închis box timp. Dar faptul că eu încerc să înțeleg cum funcționează sistemul. Nu că de ce e așa, mă rog. Eu încerc să înțeleg cum e acolo, vrează, șurbele pe lui. Simplu. Deci dacă eu, investitorul are, de exemplu... Da, eu vă spun, variante. Deci, dacă investitorul are, de exemplu, un depozit la bancă, dacă investește la 2,50, când rata e 2,50, da? Și efectiv se publică o rată mai mare, da? La 3,25, de exemplu, da? Asta ce înseamnă? Eu, persoana, au depus cu 2,50, dar scoate cu 3,25, adică are profit. Respectiv, când ies Paul și când spune că da, noi să mai mărim până la 4. Mai departe ce faci, persoana? Mai investești, respectiv dolarul crește. Dar este o cantitate mai mare de doar. Da, dolarul a căzut. Eu anume atunci, la noutate, de mărire. Adică asta pentru mine a fost... S-a mărit rata, a căzut dolarul. Da. Eu asta a fost discursul la... Înseamnă că el a spus că a scris tot asta. Fietului. Asta a fost... Aici se întâmplă ce? Este oricum... Atunci am urmărit discursul. Așa. A fost cădere la montaj, dar nu a fost atât de mare. Și toți așteptau că e o spiață, efect că e și o crește. Vorbeți despre USDX sau despre euro-dolar? Despre indici, probabil. Și el a căzut, pentru că Paul a zis că nu de fapt că o să mărească rata, a zis că e vorba despre foarte multe persoane, mai puțin locuri de muncă și erau vorba de mai multe probleme, dar rata de șomaj a crescut și mai mulți au concediat și despre salariile astea care au fost, au produs și asta au fost influențat. Evident, asta este clar. Deci întotdeauna când se publică rata de referință și când iese Paul sau Christine Lagarde, guvernatorul Băncii Centrale Europene, întotdeauna pe piață pot fi mișcări atât de cumpărare și cât de vânzare. Asta depinde de ce se discută la aceste discursuri, da, la aceste conferințe, care sunt după publicarea ratei. Respectiv, trebuie să atragem și atenția și la asta. Dar ideea cu creșterea pe dolar, părerea mea este asta, de exemplu. Dacă mi-a arat Trump, am scrisit, nu am să vorbească. De ce? Pe timp crede că crește dolarul. De ce? Amunea că nu am crește din partea. Trump este unul dintre cei mai mari economiști din Statele Unite. Și Chiar dacă el ieșea câteodată și mai spunea că sunt niște trăsnei pe la ședință, dar el, la nivel, este un investitor. Poftim? El a intenționat. Probabil. Trump deține, este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Statele Unite, apropo, da? Are foarte multe companii imobiliare și, respectiv, puterea lui când ieșea la o conferință era mult mai mare decât oare Biden acum, da? Biden, practic, dolarul nici nu face oscilații când vorbești, pentru că... El e pe da, exact. Ok, deci... La Banca Europeană... Ați înțeles care este ideea, da? De asemenea, ce a spus Lagarde după ultima ședință a Băncii Europene?
că este gata să mărească rata de referință și în continuare până ce respectiv până ce inflația o să mai reducă. Da, exact. Deci norma inflației în zona euro de semne este de 2,5%, respectiv la asta se tinde mai departe. Vedem cum o să evolueze lucrurile. În primul rând, soluționarea problemei energetice ar fi o soluție, dar vedem în continuare cum vor evolua lucrurile și cum va se reflecta pe moneda euro, care ați văzut la casă de schimb, dar cât era azi? 80, 60, 70? Sau nu schimbi nimeni euro acum? Acum te-ți cumpări. Acum toți cumpri euro, da? Vând o lată. Până acum când mergeai să cumperi ceva la noi, tot era sistema la euro. Acum, asta e caz real, deja companiile încep nu mai spun versul euro, dar spun în dolari. Păi da. Cum s-a făcut un leu? Asta este foarte greu de răspuns la această întrebare. De ce? Pentru că situația la nivel mondial acum este destul de dificilă. Dar, în primul rând, e vorba despre acest conflict în țara vecină care influențează direct ceea ce se întâmplă în Europa. Europa este cea mai afectată. De ce? Pentru că Rusia, indiferent ce n-or spune europenii, este cel mai mare importator și cel mai mare exportator. Și odată ce au întrerupt toate relațiile de export-import cu această țară, e evident că efectele se văd și în continuare, ca la final o să vă arătăm și la în Elveția. Elveția este una dintre țările care toți investitorii le plac Elveția. De ce? Până acum, da, băncile elvețiene, ceasurile elvețiene, da, sunt cele ciocolate elvețiane, evident. Am uitat de ciocolată. Dar și ține de banca elvețeană, care este farmicul ei? Sau era? Până de mod. Avea o rată negativă, da? Minus 0,75. Haideți să vedem cum, ce înseamnă, în primul rând, cum se descifrează. Știți că elvețeanul e CHF. De ce e CHF? Apartament și stat. Exact, da. Dar de ce se numește CHF, știți? Da? Cine știe? Noi toți spunem despre elvețean, dar deși e cec așa, dar nu e el vârba. Da, deci traducerea este Frank, da, Helvetical Frank, Comitet Helvetical Frank. Deci Elveția este o țară formată din mai multe de 14 campanii, da? Și prin ce ea este cunoscută? Că niciodată este o țară neutră, care niciodată nu s-a implicat în niciun război, niciun conflict. Nici n-are armată, da? Era armata papii și la Roma era armata elvețeană, dacă știți niște asta. Interesant, da? Respectiv, pe franc elvețean, dacă să omitem primele, în 2008, aceste rate de referință, care au fost destul de înalte, cât este aici la... Din... Cam așa. 2,75, dar a fost cea mai mare rată, dar s-a reflectat ce atunci? Criza economică, care a ajuns și până în Europa, da? A avut un efect destul de devastator. Iar din anul, care e ce, domnul Nicolae? 2,55, deja s-a mutat de rata negativă, 0,50-0,75. Care în 2015 până acum, până în 2022, nu a fost modificat, nu s-a învățat această rată. Și asta acum au modificat-o la 0,75 la minus 0,75 la minus 0,25 și deja a fost la 0,50. Și doar să înțelegi. Da. Asta și înseamnă, de fapt. Situația este... Da, putem să vedem și graficul când a fost publicată rata de referință prima dată, da? Schimbarea asta de la minus 0,75 la minus 25 a fost... neașteptat, pentru că prognoza era minus 75. Adică, în continuare, nu s-a așteptat nimeni că Elveția o să schimbe rata de referință. Asta a fost ceva, și, practic, pe piață, un mic șoc. Spune că pe impulsuri, deci, de zero, la minus, la plus. Situația, de fapt,
De ce totuși ei au ajuns să ridice chiar și la 0,5, la o rată pozitivă au ajuns? Pentru că PIB-ul și inflația din Elveția, PIB-ul a fost publicat negativ și aici pentru dânsi asta e catastrofă, e mult spus, dar oricum, deci efectele sunt, se simt. Respectiv, vă spuneam înainte de asta despre ce? Despre PIB și rata inflației, da? Care a ajuns la 3,5% în Elveția, asta e, pentru Elveția asta e tare mult. Este o țară care nu poate să-și permită, da? Să-și piardă statutul de țară iubită de către investitori, da? Cu acea rată negativă care a fost până acum. Și într-adevăr, cum a spus, cine a spus asta? Domnul a spus că dacă îți cumpere un apartament, încă primești de la stat bani, da? Și ești la noi împotrivă, dar ți-e statul, dar nu ți-e. Da, poate să-ți iei și apartament, dar nu să te ajute cu ceva, da? Ok. Deci, care este? Asta este mișcarea la rata de prinț. 160 de puncte. Deci, vă dați seama, 160 de puncte, asta, într-o oară, acum, un lot de piață. Asta e ce au căzut? Dacă rata au crescut, trebuie să crească și Cecașov. Păi aici au crescut dolarul față de Cecașov. Păi corect, a crescut USD, USD Cecașev. Exact. Este prima valută. Dolarul crescut înseamnă că Cecașev s-a devalorizat. Da. Da, pentru că aici era pe minus. Dar crește rata de referință, acolo trebuie să crească, dărească valuta din perioada scurtă. Aici mai este un mic detaliu, poate cineva nu a observat în calendarul economic. Este o chestie foarte interesantă, că avem în partea dreaptă ce? Rata de referință care trecută, care a fost, este prognoza. Care și care o să fie. Și când se publică aceeași, hai, de exemplu, în prognoză ce înseamnă? Că la atâta se așteaptă. Așa? Mereu să ne gândim ce a prognozat, atunci... Efectele sunt atunci diferite, dar când rata coincide cu prognoza, ce se întâmplă? Iacă, ce se întâmplă? Adică au mers numai într-o simplu direcție, au mers pe devalorizare, nu s-au mai întărit. Adică putem să spunem că asta, la început de oră, s-a început să crească, dar ulterior s-a dus în direcția de devalorizare a francului elvețean față de dolar. Noi intrăm în canal, dar asta e locul oră. Ok, deci, ca încheiere, ce putem să spunem? Deci, Banca Elveției a menționat, ca și celelalte care le-am numit până acum, despre FED am vorbit. Dacă Paul a spus foarte clar că urmează continuare să ridice ratele de referință, la Banca Europeană de asemenea, se așteaptă la o majorare. Și chiar și Elveția, da, cu tot statutul ei, a spus la ultima ședință că până nu reduce inflația la norma de până la 2%, va merge în continuare pe majorare. Și asta, deci, va fi un record absolut, da, dacă și ține de, francul elvețean. Vedem ce o să întâmple mai departe, deci următoarele sesiuni a Banca Europeană va fi pe 27 octombrie, dar înainte de asta vine, chiar acum se va publica prețurile de consum, care reflectă, vă spuneam, inflația, și o să vedem, se așteaptă la o majorare a inflației în zona euro, de la 9,1 la 9,7, deci care este prognoza la momentul dat, o să vedem vine care va fi efectul. Și deja ulterior Banca Centrală Europeană va decide pe 27 octombrie dacă merge mai departe cu majorările sau care vor fi soluțiile care o să le găsească. Da? Respectiv, pe data de 2 noiembrie, pe dolarul american. Iarăși așteptăm să vedem ce va face în continuare Rezerva Federală ca să reducă inflația. Și până la sfârșit de an, poate celelalte bănci au cel puțin câte o sesiune sau două. Dar cea mai interesantă, până la urmă, este Japonia, care încă își păstrează rata de referință negativă, însă, cum vă spuneam și la început, au declarat că sunt gata și ei să meargă la o majorare. Și atât aici
o să vedem în continuare care va fi acea rată nouă pe, până la sfârșitul acestui an pe iena japoneză. Așa? Domnul Nicolae? Deci, ca în personal, ca să încheiem, urmăriți, țineți cont de analiza fundamentală, pentru că e importantă, ce este ținut de GBP, de euro, s-a anunțat deja, au intrat în recesiune, dacă nu o să se ia, nu știu, măsuri mai rapide, mai drastice, așa, pe acest valut, urmează ceva în pocădere, tot mare. Fiți atent, urmăriți, prinși în consum, a spus, e 30 octombrie, rate de referință, NFP-ul deja care se este cotații de pe 9 terțele care au cel mai mare efect. Și acum deja în continuare s-a pornit și efectul pe petrol, fiindcă până acum mare sunt ultimele luni și când publicau rezervi de petrol nu erau mari fluctuații, însă astăzi am văzut că au fost. Și urmează în continuare pentru că, v-am spus, vor să reducă nivelul de volumul de extragere și să crească, să ridice prețul la petrol. Ne așteptăm pe o creștere. Deci, și nu uitați de stop loss, da? Pentru că acum piața este foarte volatilă. Fixați profituri, dar nu uitați să vă asigurați. Centura de siguranță întotdeauna ne ajută să fim mai, mai încăzut, da? Să ne asigurăm în caz de ne mai vinde vreo bancă, intră pe piață, mai deschide un sell, dar mai vinde dolari, respectiv întotdeauna trebuie traderul să fie pregătit pentru orice eveniment, da, de genul dat. Și vedem în continuare ce ne așteaptă pe piață. Mulțumim pentru atenție și o seară frumoasă la atenție!